Servus, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Continui cu episodul anterior, după ce am aterizat în Madeira, cu vlogul din Madeira. Și să vă prezint prima noastră zi din Madeira. Noi am ajuns de dimineață acolo, am aterizat în Funchal și am mers în zona turistică, zona de hoteluri, cumva un fel de minima mai a noastră. Acum, insula asta fiind o insulă vulcanică, nu are plajă, nu există la este să te duci pe nisip și să faci baie la plajă. Dar este o chestie foarte interesantă acolo, că au construit piscine sau ștranduri naturale. Deci stânca aia vulcanică coboară până în apă, acolo au ajuns cumva să cimenteze o parte din stâncile respective și au făcut mici piscine naturale, unele mai artificiale, unele mai naturale. Dar acolo este posibilitatea să mergi să faci baie cu apă din ocean. Pentru mine a fost prea rece, așa că nu a fost o variantă să mă răcoresc în apa de acolo. Prima noastră zi în Funchal, am petrecut o parte din timp acolo unde eram cazați, pe promenadă unde am luat și cumva un mic dejun mai târziu. După care ne-am dus la una din cele mai frumoase atracții din Funchal, care este grădina botanică sau grădina tropicală din Monte. Monte este muntele care străjuiește Funchalul. Toată insula este doar o pantă continuă. Ca să ajung cu mașina de la Funchal, unde eram noi de jos de la nivelul mării și până la munte, peste 1000 și ceva de metri, cam urci. Și dacă nu ești obișnuit un pic cu partea asta, este un pic stresant până te obișnuiești cu zona respectivă. La a doua și nu putem urca dealul. Haideți! Hai, hai, hai! Ține acolo, ține acolo! De ce ai oprit-o, Mihai? Uai, să fiu eu! Hai de mine! N-am mai urcat dealul intrant aia de mult. Ce să urc o două? Cred că mai trebuie pe o dată. Nici nu vă puteți închipui cum merge. Cu antâia. Între antâia, cu 20 de km la oră și suntem pe scaune pe spate. Așa e dealul. Ăsta e drumul, atât. De doi pereți. Am ajuns undeva. Acest e o parcare? Da. Nu, doamnă. Haide. Am urcat, după aia am urcat, după aia ne-am târâit și după aia ne-am tras pe burtă să ajungem. Ne-am tras cu toate puterile. Deci dacă eram cu bicicleta electrică, cred că ajungeam mai bine. Deci goanga asta, de-am închiriat-o. Numai cu întâia vrea pe aici. Am urcat pantă, de vedeam oamenii așa. Cabina nu merge astăzi. Am venit cu mașina. No, mergem să vedem ce e pe aici. Să vă povestesc un pic de cazare. Ca să încuiem goanga asta. Nu cred că-i trebuie cuiva, dar... Ne-am cazat la un hotel. Ne-am făcut rezervare pe Booking. Ne-am făcut rezervare pe Booking, așa, la un hotel care l-am considerat mai bun. Și am primit un mesaj acum două zile că acel hotel nu este deschis. Și că ne oferă, spre tristețea noastră, unul de 5 stele. E plin de șopârle pe aici. Dacă vedeți că fug, nu vă speriați. Primit un hotel de 5 stele pe malul mării. Da. Chiar super fain acolo la promenadă. Oameni super amabili.
Am avut și noroc cu parcarea, care e garaj acolo exact sub hotel. E foarte bine. Hai să vezi aici dulapuri. Astea dulapuri normale. Și aici e baia, măi. Ca dulapuri. Eu nu cred că există, cel puțin până acum, o șală, da? Vreo stradă dreaptă. Și acum mă duc în cap, după mă duc pe spate. Și niciuna nu-i mai lată de o mașină. Nu știu cum circulă, nu știu. Da. Și acum, după ce ne-am dezmorțit un pic, ne-am cazat, ne-am dezmorțit, ne-am odihnit un pic, că am avut avionul la 7, acum mergem la prima atracție. Și vă spun acum care e prima atracție. Monte Palace Madeira. Hai de mine. Ui, numai urcăm. Acum țin că mă duc în nas. Monte Palace Madeira. Monte Palace Madeira. Aici normal se vine cu cabina. Ar trebui să fie un fel de grădină botanică. Nu. Să coborăm. Iar o să urcăm. Să coborăm, da. Deja găfâim. Nu, o să fim fii după săptămâna asta. Deci dacă știam așa că guanga nu urcă, guanga e cu volan. Sau dacă nu vezi te chinui pe aici pe străzi, e cabina, care astăzi este liberă. Hai că revenim cu detalii. Jardin tropical. Și grădina botanică în partea așa. Monte Palace Tropical Gardens. Eu ești neu. Aici e parcarea. Noi am intrat aici. Este muzeul până la 5 deschis. Facem o tură, ne rupem iară în figuri. Uite palatul în mijloc. Da, se până la 5. Lacul central și teras cafeul ăsta. Deci se închide la 4:30. Da. Până la 6 avem astăzi aici. Da. Koi fish cu capa. Monte Palace Madeira este una din cele 13 cele mai frumoase grădini botanice din lume. Asta spune nu știu care traveler. Nu am ajuns în Japonia, dar să nu ratăm gustul. Priveliște peste tot orașul Fushan, tot beiul. După ce ne-am directat câteva ore în grădina aia de acolo, undeva la pat închidea și am stat destul de mult timp, câteva ore pe acolo prin grădina aia tropicală, am urcat puțin până într-un parc ecologic.
Și acolo deja am avut primul contact cu zona sălbatică sau zona naturală a insulei. Tot prin parcul ecologic de pe munte. Sunt numai grupe din ăștia cu ovalii. Și tufe de margarete. Pentru ăștia cu bani este traseu de 200 de metri până la bar și pentru restul 7 km 200 până pe vârf. De acolo cu urcarea. Camino Real de Monte. Aici, în parcul ecologic, am dat de prima levadă. Sunt canale colectoare care adună toată apa cumva din nord, că acolo este apă, și o duc unde au nevoie, inclusiv în sudul insulei. O să revin cu mai multe detalii, pentru că toată zona asta construită ca să îi ajute pe ei să-și colecteze apa, de fapt este o parte foarte interesantă și turistică și de drumeție în Madeira. Dar o să revin cu detalii în următoarele vloguri din Madeira. Levada, uite, prima levadă. Da, da, prima. Margaretele sunt mai mari ca mine. Chestia foarte faină cu traseele de munte în Madeira este că există cumva o hartă națională și toate traseele astea mai mari sunt numerotate, PR1, PR2 și așa mai departe. De aici, din parcul ăsta ecologic, încep traseele către munte, undeva la 1870 de metri, de cea mai mare altitudine a insulei. Ne-am plimbat un pic prin parc, era destul de târziu și am coborât în oraș, în Funchal. Centru de la Funchal. Mergem să mâncăm, că deja începe să bate dinozaurul în țavă. Încep să mi se arășească. Ia uite ce stradă frumoasă. Ne-am vedea mai frumos toate dacă nu ne-ar fi foame, nu? Da, clar. E frumoasă, dar o să fie și mai frumoasă după ce mâncăm tu. Și am coborât la promenadă, unde sunt terase și restaurante și unde am și luat cina. Mâncăm tot somon astăzi. Mândră faină cu dor de ducă. Ce mâncăm bun? Mâncăm și tot. Există și o zonă mai de gălăgie, mai de tâmbălău, pe faleza acolo la Madeira, unde poți să mergi muzică tare, barul și să te delectezi seara. După ce am plecat din Funchal, din zona aia de oraș, ne-am întors în zona noastră turistică, de hoteluri, și am continuat să ne petrecem seara în zona respectivă, de promenadă și de hoteluri foarte, foarte frumoase, cu multe restaurante și terase pe seara, unde poți să servești cina. Dragii mei, asta a fost prima noastră zi din Madeira. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Dacă aveți vreo întrebare, adresați-o în secțiunea de comentarii și vă răspund cu plăcere. Stați aproape, pentru că urmează un nou vlog cu Madeira, cu ziua numărul 2 și după noi, una dintre cele mai deosebite zile pe care am avut-o în Madeira. O zi minunată și Doamne ajută-vă! Ciao, pa!